Dragi prieteni, bună seara! Acest sfârșit de săptămână mai este sub semnul Emneșian, poetul care ne reghează destinul de la distanța de peste un veac și jumătate. Ce s-a schimbat în societatea noastră de atunci până astăzi? Despre acesta, dar și alte subiecte, vom discuta astăzi cu invitatul emisiunii, domnul Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova. Bună seara, domnul Suceveanu! Bună seara! Mă bucur să vă pot saluta! Mă bucur și eu! Suntem într-o perioadă destul de încărcată de evenimente în Republica noastră, dar aș vrea, până mai deșghecăm unul sau altul din multele evenimente care se întâmplă, aș vrea să vă întreb ce zice poetul Arcadie Suceveanu despre marele poet Eminescu. Încă o dată, bună seara tuturor telespectatorilor, mă bucur să îi salut din studioul acestui canal de televiziune. Să le doresc un an nou fericit, la mulți ani. Așa este, ne aflăm încă sub impresia sărbătorilor de iarnă și a miezului de ghenar, când îl omagiem în fiecare an pe poetul nostru tutelar, Mihai Eminescu. Mulți se pot întreba, mulți se întreabă, de ce aici, în Basarabia și în Bucovina, este sărbătorit cu atâta religiozitate Mihai Eminescu. Ba, mai mult, am citit undeva într-o revistă din partea dreaptă a Prutului această sintagmă, înțepenirea întru Eminescu a basarabenilor. Ei bine, basarabenii, scriitorii și oamenii de cultură au demonstrat de atâtea ori că nu s-au anchilozat la ideea și opera lui Eminescu, că pot evolua și pot fi moderni și postmoderni în toate domeniile. Vorba este că Eminescu pentru noi este mai mult decât un mare poet, este mai mult decât un poet național. Eminescu este pentru noi o conștiință, mai mult. Eminescu a devenit în timp un simbol al identității noastre naționale, al rezistenței și renașterii noastre naționale. Deci sub semnul lui Eminescu am pornit procesul de renaștere națională la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, și tot ceea ce s-a întâmplat cu noi, cel puțin în ultima perioadă de timp, s-a desfășurat sub semnul lui Mihai Eminescu. Deci, sub semnul lui Eminescu, noi am revenit la valorile noastre, am înțeles sau ne-am străduit să înțelegem cine suntem și unde mergem. Așa este, și prin aceasta se explică atașamentul față de acest simbol și prin aceasta se explică faptul că an de an intelectualii, Uniunea Scriitorilor, organizează ample manifestări pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în Bucovina, consacrate aniversării nașterii lui Mihai Eminescu. Deci an de an noi pe Aleea Clasicilor reaprindem făclia memoriei la, hai să zicem, icoana voievodului limbii române Mihai Eminescu. Eu am impresia că pot să spun așa, dacă e să pomenim de sintagmă pe care ați adus-o dumneavoastră ca exemplu, pot să spun așa doar a cei care vor să se ia de piept cu Mihai Eminescu și nu le reușești. Vedeți, nimeni nu vrea să stea în umbră din acei care se cred foarte mari, din poeții actuali, moderni, care se cred foarte mari. Parcă nu le-ar place să stea în umbra unui Eminescu. La noi aici am impresia că unora nu le-ar place să stea în umbra unui Vieru. Trăim un timp al demitizării marilor valori. Există și această tendință și mai cu seamă în partea dreaptă a Prutului există și voci care îl contestă pe Eminescu.
Bine, dar acum putem discuta și puțin altfel. Orice mare valoare, orice mare poet este viu și se apără prin ceea ce scrie, prin opera lui. Eminescu nu poate fi detronat de nimeni, deși poate fi și contestat și mai cu seamă este un lucru cât se poate de firesc și de dialectic, să zic așa, poate fi reinterpretat, reevaluat, discutat, de ce nu? Cu toate că el este o valoare care s-a fixat pe acea spirală valorică despre care vorbea undeva și Goethe, o spirală valorică unde se fixează ca în tabelul lui Mendeleev elementele. Deci se fixează pentru totdeauna aceste valori. Ați observat pe 15 ianuarie la monumentul lui Eminescu în recitalul maestrului Ungureanu cât adevăr din poezia lui Eminescu și cât de actuale acele spuse ale marelui Eminescu, cât de actuale pentru ziua noastră de astăzi. De ce ele rămân în picioare? Acele gânduri deosebite, acea atitudine față de metehnele sociale. Uite că rămân și peste 100 de ani și mai bine rămân încă în picioare. Vedeți, acest lucru s-ar putea explica în două feluri, cred eu. În primul rând, marele valori, virtutea faptului că se fixează pe acea spirală despre care am vorbit, vor fi în toate timpurile și în toate epocile actuale. Deci ei nu sunt, aceste valori nu sunt supuse degradării sau nu pot fi considerate la un moment dat vetuste, depășite. Un element din tabelul elementelor lui Mendeleev nu poate fi dislocat de altul. Mai sunt tablițe goale în tabelul lui Mendeleev care pot fi, dacă pot fi, ocupate, la fel și în literatură. Dar marele valori nu pot fi dislocate și, în al doilea rând, actualitatea lui Eminescu mai demonstrează un lucru destul de dezavantajos sau care ne dezavantajează pe noi. În ce sens? Anumite, foarte multe lucruri sunt actuale în publicistica și în poezia lui Eminescu, sunt actuale pentru noi și acest lucru demonstrează faptul că din păcate, pentru destinul nostru istoric, mai multe situația noastră nu s-a schimbat sub anumite aspecte. A rămas aceeași. Situația românilor din afara granițelor actuale ale României. Deci, ceea ce era actual pentru Basarabia țaristă și Bucovina din Imperiul Austro-Ungar consună, din păcate, încă o dată, pentru destinul nostru istoric, foarte tare și cu ceea ce trăim noi astăzi, cu situația în care ne aflăm noi astăzi. Prin aceasta se explică în mai multe feluri actualitatea lui Mihai Eminescu. Un adevăr, un mare adevăr spus de Mihai Eminescu a fost consfințit în sfârșit, să zic eu așa, consfințit sau cel puțin enunțat de Curtea Constituțională. Suntem români și punctul. Așa este. Deci îmi place aici să citesc pe un academician al nostru care a spus că în acest an sau la sfârșitul anului care s-a încheiat la Vilnius am devenit europeni și punctum, iar aici la Chișinău am redevenit români și punctum, având în vedere faptul că putem vorbi legal, nu-i așa, acum limba română. Da, aveți dreptate. Mă bucur că am avut această posibilitate astăzi să pomenim întreagă, din păcate, despre Eminescu, care este cea mai mare valoare a noastră, poate, o valoare universală și care ne-a marcat existența de atunci până astăzi și probabil că vom fi marcați de geniul eminescian și în continuare. Aș vrea să revenim un pic la actualitate și să vă întreb ce a însemnat anul 2013 pentru breasla scriitoricească, că oricum suntem încă la început de ani, la răspântii de ani, să zic așa. A fost un an destul de complicat, cum sunt, de fapt, mai toți anii
din ultima perioadă pentru intelectuali, pentru oamenii de creație. În sens că continuăm să ne confruntăm cu probleme de ordin economic, social. Știți, dacă odinioară exista cenzura politică, astăzi pentru oamenii de creație există cenzura economică. Deci în vechiul regim era greu să îți tipărești lucrările pentru că erai privit prin grila intereselor ideologice de partid. Acum este greu să-ți publice lucrările și să îți, eu știu, te manifesti în viața social-politică și viața culturală, literară, din cauza că există foarte multe obstacole de ordin material și restricții de ordin economic-material. Ceea ce deranjează... Bineînțeles. Evident. Dar în pofida acestei situații, scriitorii continuă să activeze. Au apărut în anul 2013 o serie de cărți în toate genurile, unele foarte valoroase, atât la editurile din Republica Moldova, cât și la editurile din România. Au apărut și cărți traduse în alte limbi și între cărțile care, ca să dau câteva exemple, poate au apărut în 2013, se numără și cărți semnate de Mihail Gheorghe Cibotaru, Dumitru Crudu, poeți mai tineri, Vaculovski, Nicolae Dabija semnează o carte de proză, Mihai Cimpoi, o carte importantă. Am văzut în literatura și artă o listă întreagă de nume. Exact. S-au făcut totalurile celor mai bune scrieri. Am mai și o listă. Da. Nu este cazul, probabil, să ar câteva titluri așa. Dumitru Crudu, romanul Un american, american la Chișinău, Savati Baștovoi, o carte de despărțire, o carte de poeme, cărți de poeme de Nicolae Leahu, autorul Personajele și eroinele, Alexe Rău, Scherzo pentru regele Franței, Maria Șleachtițchi, Acum, Mihai Vaculovski, Riduri, Anatol Moraru, o carte de proză, Confidența lui Iosef, critică la literară și eseu, ziceam de cartea lui Mihai Cimpoi, apropo de Eminescu, dicționare enciclopedic, Mihai Eminescu, Grigore Chiperi, poezia obzecistă basarabeană, Vitale Răileanu, Exodul din Labirint, publicistică, Nicolae Spătaru, Revolta clonelor, Vasile Iernu, Sunt un om de stânga, și așa mai departe, și așa mai departe. Deci au apărut cărți de valoare, noi vom evalua întregul proces literar și vom face și un an literar 2013, iar în mod tradițional la 15 iunie în fiecare an vom decerna premiile Uniunii Scriitorilor pentru cele mai valoroase cărți apărute în anul precedent. Domnul Sucean, să ne amintim un pic de anii 90, când elita noastră intelectuală s-a manifestat în cel mai onorabil mod, incisiv. Astăzi, din păcate, am impresia, cel puțin eu am impresia, că a devenit un pic mai timide. Am sau nu dreptate când spun lucrurile acestea? Eram mult mai implicat în evenimentele social-politice și nu cred că situația pe care o avem noi astăzi, pe care o trăim, este mai puțin derutantă pentru foarte multă lume și atunci cuvântul elitei intelectuale, cum mi-ar place să zic, unii scriitorilor, mi se pare ar trebui să fie mult mai evidențiat în toată această situație. Da, eu cred că, din păcate, aveți dreptate în sensul că forțele intelectuale s-au dispersat în ultima perioadă de timp. Bine, dar și timpul de afară este altul. Nu mai poate intelectualitatea să se afle în permanență pe baricade, să zicem așa. Sunt scriitori, artiști, actori implicați în mod mai mult sau mai puțin direct în viața socială, în viața politică. Avem chiar lideri de partid din rândul scriitorilor. Mă refeream la situația care este mai mult în vizorul presei, colegilor de breaslă. Combaterea corupției,
justiție coruptă, procuratură nereformată, multe, multe alte lucruri care urmau să fie, sau urmează să fie lichidate, multe, multe metehnie, până la semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Bine, anul trecut, într-adevăr, a fost unul fantastic spre sfârșit. S-a reușit parafarea acestui acord, dar, așa cum am spus-o în repetate rânduri, în mai multe rânduri, greul abia începe. Și atunci, da, să nu le lăsăm doar colegilor de maieșilor peniței să lupte cu metehnele sau cu răul acesta, care nici de cum nu vrea să cedeze, și atunci mă gândesc că trebuie să se mai reîngimenteze niște forțe aici. Asta poate fi. Aveți dreptate, deși avem colegi scriitori, de exemplu, și în presă, și la televiziune, și la ziare, și ba chiar și revistele literare, și literatura și arta, și Contrafort, Sud-Est Cultural, Semn, scriu și pe teme de politică. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Uniunea Scriitorilor, de exemplu, care a fost întotdeauna, cred că, cea mai activă dintre toate uniunile de creație, și asta nu o spun cu titlul de laudă, dar este o evidență, Uniunea Scriitorilor cred că nu a fost problemă importantă în societate în ultimii ani, dacă să vorbim în anul 2013, în care să nu își să nu se pronunțe, să nu-și formuleze opoziții. Am făcut și conferințe de presă în câteva rânduri în legătură cu aderarea la Uniunea Europeană, în legătură cu parcursul nostru european, în legătură cu problemele limbii și așa mai departe. În același timp, sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui să ne implicăm anume la segmentul flagelurile astea, flagelul corupției în primul rând, da. Este petroiul care ne ține la pământ, să vedeți, ne permite să mișcăm. Da, cum să se manifeste un intelectual dacă nu în presă, în presa scrisă, în presa, în mass media, deci la televiziune, la radio, iar scriitorii intelectuali, în general vorbind, atunci când au prilej să o facă, o fac. Deci ar fi, cred că, bine dacă ne-am coaliza și am acționa așa ca o forță masivă, așa cum am fost în anii 80, anii 90. De aceea și mi-am amintit de anii aceia, pentru că da, săptămâna aceasta a debutat cu a debutat cu un eveniment absolut neplăcut, cazul de excludere din emisie a unor posturi de televiziune. Și părerea mea este că, dar acest gând a mai fost expus deja, este că intelectualitatea la general, sau poate colegii de breaslă, au fost foarte timizi, s-au manifestat timizi, să zic așa. Nu există o solidaritate sănătoasă, tot puternică, așa cum era prin anii 90. Deci așa, da, am pomenit eu de anii aceia, că atunci și eu cred că și astăzi lumea mai are foarte multă încredere în scriitori. Vă amintiți sloganele care erau atunci pe buzele fiecăruia din Piața Mare a Adunării Naționale? Și cred că și astăzi încă mai e valabil acest lucru, și am vrea să strigăm că scriitorii sunt primii peste tot. Mă bucur să aud acest lucru și cred că... Sau eu trăiesc cu niște emoții ale fiind de felul meu. Nu, cred că Uniunea Scriitorilor a mai rămas o autoritate morală în societatea noastră. Și glasul ei se aude în cele legătură cu cele mai arzătoare probleme din societate. În ceea ce privește evenimentele legate de Jurnal TV, de scoaterea din grila de RTS și Accent TV, da, trei posturi. Deci, care... spre fericirea noastră, sau din fericire, conflictul s-a consumat, că vreau să cred că lucrurile au revenit la normalitate, și n-am reușit să luăm poziție. Dar am văzut, s-au manifestat foarte activ și colegii noștri scriitori, Val Butnaru, Mircea Veciobanu, Constantin Cheianu, sunt și membri Uniunii Scriitorilor. Aveți o salvare întotdeauna, exact. Dar dacă să revenim la serios, din punctul de dumneavoastră de vedere,
Ce ar însemna toate aceste acțiuni ale nu știu cui? Ce înseamnă o asemenea mișcare a unor forțe oculte? Da, ca cred să vorbim absolut serios. E vorba... La ce trebuie să ne mai așteptăm? Este un an electoral. Se duce o luptă sub tapet de niște forțe oculte pe care nu le cunoaștem sau totuși sunt cunoscute, dar nu le putem scoate la suprafață. Cred că cineva acționează din culise și există, așa cum spuneți dumneavoastră foarte exact, niște forțe oculte pe care nu le putem vedea, care nu apar în avanscenă, la lumina rampei, să zic așa, acționează în culise și miza cea mare cred că asta este. Am intrat într-un an electoral, aș început în presă, peste tot, la televiziune și în societate, acea agitație preelectorală și cred că dirijorul este unul care are această miză. Ce am putea, adică ce am putea noi, societatea sănătoasă, partea sănătoasă a societății, opinia publică, ce ar putea să opună acestor încercări? Păi să ne explicăm. Prin ce să răspundem? Să ne manifestăm așa cum s-au manifestat ziariștii, cei vizați în primul rând, pentru că fiți siguri dacă conflictul va reapărea, vor apărea și contra sau reacțiile, alte reacții din partea intelectualității, a scriitorilor, din partea întregii societăți, cred eu. Știți ce mi se pare deosebit, nu știu cum așa, în 2004, mai mulți ziariști, dar și noi câțiva ofițeri de poliție în rezervă pe atunci, am stat în greva foamei la Televiziunea Națională, în sprijinul colegilor noștri care erau cărora li se cerea să elibereze funcții de inginer, erau maltratați de fosta guvernare. Și m-am surprins, zilele acestea m-a surprins gândul că, uite, pe timpul democrației, guvernării democratice, cele mai bătăioase sau cea mai bătăioasă televiziune care a sprijinit atât de profesionist revenirea democrației la guvernare, a ajuns exact în aceeași situație. Adică ce să facem noi? Să facem un apel către cetățeni care doresc ieșiți în greva foamei în fața CCA-ului sau altei organizații sau a cui. Mi se pare strană această schimbare de accente. Vedeți că probabil că explicația rezidă în faptul că Jurnal TV și celelalte două posturi de televiziune în ultima perioadă au devenit foarte incisive și au un discurs mai critic la anumite dar e bine în definitiv. Este foarte bine. Este meseria. Este foarte bine. Presie. Tocmai și asta a deranjat. Lucrul ăsta a deranjat și cred că este rezultatul acestei activități. Bineînțeles că dacă, încă o dată, dacă va continua aceste restricții și aceste tentative de a scoate aceste posturi de televiziune din grila de emisie, va urma o reacție masivă din partea cetățenilor. Și vă asigur că Uniunea Scriitorilor Intelectualei se vor afla în avangarda acestei mișcări. Da, sunt absolut de acord. Pentru că mai sunt și o mulțime de alte situații în care trebuie să se implice sau să se vadă serios de tot implicarea intelectualității și anterior am pomenit doar de, dar aș vrea să revenim la acest subiect, combaterea flagelului corupției, scoaterea în evidență a încălcărilor grave din sistemul justiciar de la noi. Și atunci mă gândesc, și dumneavoastră, da, și eu, și multă lume, avem prieteni sau cunoscuți în acest mediu și am impresia că uneori parcă ar trebui să le fie cel puțin rușine. Să vedeți că nu se întâmplă lucrul ăsta și rămâne doar reprezentanților presiei, societății civile, intelectualității să pună deștept pe rană, să atace în direct acest flagel. Da, vedeți că... Vedeți că ar fi vreo ieșire din situație. Cum am putea noi să scăpăm totuși de aceste boli? De toate aceste racile, de toate aceste maladii ale societății, am putea scăpa, după părerea mea,
doar aderând la Uniunea Europeană, la un sistem de valori civilizat, când vor putea funcționa legile. Ce înseamnă statul de drept? Tot vorbim că, iată, trebuie să ajungem să avem în societatea noastră, să avem un stat de drept. Moldova să devină un stat de drept. Statul de drept este atunci când legile funcționează de sus până jos. Funcționează atât pentru cel mai simplu cetățean, cât pentru prim-ministru și președintele țării. Se dau diferite exemple despre cum funcționează acest mecanism al democrației în alte țări civilizate. Angela Merkel este dată ca exemplu și alți conducători de stat. Apropo, am văzut zilele acestea casa Angelei Merkel, care este una foarte și foarte modestă. Da. Și așa mai departe. Deci, doar aderând la modelele și tiparele de civilizație europeană, ne vom putea absolvi de aceste maladii ale societății. Deci, aderând la Uniunea Europeană, vor începe cu siguranță a funcționa legile. Se pare că încet, încet lucrul acesta vrea să se întâmple și la noi. Chiar zilele acestea a fost anunțat decizia președintelui țării de a nu confirma în funcție niște judecători. Aflăm că niște procurori, ceea ce este iarăși bine, sunt sub urmărire penală pentru luare de mită. Se pare că niște lucruri se întâmplă pe acest segment, dar nu în măsura în care ne-am dorit noi, fiecare cetățean în parte. Să vedem, poate că, deși eu mă îndoiesc de acest lucru, dar zic așa, poate că faptul că li s-a majorat salariile în mod exagerat, cred eu. Noi vrem să credem. Poate că o să trezească în ei acea doză de moralitate, deși eu mă îndoiesc de acest lucru, nu știu dacă acest lucru este o soluție pentru eradicarea fenomenului mită în Republica Moldova. Oricum, poate că va începe să dea rezultate. Dar încă și încă o dată, doar aderând la un sistem de valori democratic și civilizat european, vom putea. Nu se va întâmpla acest lucru peste noapte. Miracole, să știm bine, acest lucru nu se prea întâmplă. Nu se întâmplă miracole. Însă aceasta este calea adevărată. Calea pe care va trebui să o urmăm. Aderarea la Uniunea Europeană nu presupune deschiderea unor posibilități nelimitate în câteva zile, în câțiva ani. Nu, acest lucru nu înseamnă că a doua zi după aderarea Uniunii Europene va începe să curgă pe bâc lapte și miere. Nu. Vom trece prin greutăți deosebite, dar altă cale nu există. Nu există o altă alternativă. Spunea un gânditor francez, drumul acoperit cu flori nu duce spre victorie. Este adevărat, suntem în Republica noastră, acum țara noastră este într-o situație dificilă, când în fața noastră fiind niște probleme majore pe care urmează să le rezolvăm, avem încă segmentul transnistrian, o problemă care nu știm când va fi rezolvată, avem niște mișcări inacceptabile în zona Găgăuziei. Despre acestea și alte lucruri aș vrea să vorbim însă după o scurtă pauză publicitară. Peste câteva clipi revenim. Dragi prieteni, am revenit în studio. Invitatul de astăzi este președintele Uniunii Scriitorilor, domnul Arcadie Suceveanu. Domnul Suceveanu, așa cum ați spus, numai valorile europene și aderarea noastră la Europa ar putea, poate, bănuiesc eu că în cea mai mare parte, să contribuie la lichidarea, minimalizarea flagelului, în principal corupția și alte lucruri de-astea grave care mai există la noi. De aceea și ne-am dorit și ne dorim majoritatea cetățenilor să venim să fim în Europa. Din păcate,
Mai avem, spuneam, o problemă serioasă, segmentul transnistrian, zona aceasta care, din păcate, încă o dată repet, ne creează suficiente probleme, dar mai este și Găgăuzia, să zic eu așa, autonomia găgăuză, care de asemenea încearcă să, unii lideri de acolo încearcă să-și facă jocul lor. Cum credeți că ar putea fi depășite aceste probleme, rezolvate cumva în viitorul apropiat? Avem șansa până, chiar până la ridicarea regimului de vize, să zicem? Aceste stări de lucru și aceste situații sunt programate și sunt dirijate și sunt monitorizate de alte forțe pe care le cunoaștem și noi, le cunoaște întreaga societate, și se face totul ca prin intermediul lor Republica Moldova să fie ținută în tensiune și să fie întotdeauna șantajabilă. De aceea există Transnistria, de aceea există și problema găgăuză, pe care, dacă e să fiu sincer, nu pot să o înțeleg până la capăt. Găgăuzii au o autonomie cât se poate de largă. Au o autonomie și culturală și politică. Deci eu le-aș aminti cu toată stima și afecțiunea pe care o am față de poporul găgăuz, față de scriitorii găgăuzi, pentru că și în Uniunea Scriitorilor avem membri care scriu în limba găgăuză. Dar le-aș aminti că, de exemplu, conaționalii mei din Bucovina, de unde sunt născut, există și trăiesc într-o zonă compact românească, deci există cam în proporții de 20% români, dacă e să facem comparație cu populația Ucrainei, cu întreaga Ucraina, 20% în Bucovina. Deci există am în vedere Bucovina, da, segmentul bucovinean din Ucraina. Există cam 300.000 de români în Bucovina care locuiesc compact. Există în jur de 500.000 de români în întreaga Ucraina care nu se bucură de autonomie și de libertățile de care se bucură, de exemplu, găgăuzii aici în Republica Moldova. Și iarăși un lucru inexplicabil. Noi le-am creat toate condițiile minorității naționale găgăuze să-și deschidă școli în limba lor națională, să-și dezvolte cultura, tradițiile lor naționale. Ori, ei continuă să vorbească în altă limbă, nu în limba, nici în limba lor măcar, în școli și așezăminte, numai nu în limba autohtonilor, numai nu în limba de stat, de origine, ale statului în care trăiesc. Deci este un mare paradox. Eu nu știu dacă se mai întâlnește undeva în lume un asemenea paradox. Să te bucuri de ospitalitatea și de toate facilitățile pe care ți le oferă pământul Basarabiei, al Republicii Moldova, al acestui stat, și să nu vrei în mod ostentativ să-i vorbești limba, să-i stimezi, nu spun să-i accepti, să-i stimezi până la urmă valorile, să ți se creeze toate condițiile să te dezvolți tu în limba ta, să ai școli, instituții în limba ta și să nu deschizi școli în limba ta, dar să vorbești și să promovezi în aceste școli un exemplu minunat bun ar fi diplomațiile străine,
foarte mulți diplomați care într-un termen redus, într-un timp foarte scurt, au învățat limba română sau cel puțin își dau străduința să vorbească la diferite recepții unde am fost sau în luări de cuvânt, chiar zilele acestea, am văzut într-o conferință de presă un diplomat străin, vorbește română, ok, nu perfect, că nici nu e obligatoriu, poate, dar vorbește în limba pământului. Deci, a reușit într-o perioadă foarte scurtă să învețe. Da, este vorba de altceva, probabil, de atitudine. Cum am putea? Da, este vorba de atitudine, este vorba de bun simț, de educație până la urmă, de gradul de educație. Cum s-ar putea depăși? Nu știu, pentru că problema este, nu este de o zi, de două, nu este de un an, de doi. Problema este cronicizată de mult. Și nu regretăm că confrații noștri găgăuzi se pretează acestor jocuri. Ei insistă ca pe 2 februarie să organizeze un referendum. Deci este o acțiune anticonstituțională, în primul rând. Deci, și manifestă încă o dată lipsa de compatibilitate și de stimă față de poporul băștinaș, față de poporul al cărui stat conviețuiesc și alături de care conviețuiesc. În zilele acestea, prim-ministrul Leancă spunea că Republica Moldova este gata să ofere autonomie foarte largă zonei transnistrene. Credeți că mai e posibil de schimbat ceva în această situație aici? Sau este o problemă care va fi menținută în continuare, fie că de forțe interne sau externe? Este o problemă care va fi menținută în continuare, în mod artificial, bineînțeles. Și, încă o dată, lucrurile sunt aduse în această albie pentru a menține o tensiune în această regiune permanentă. O autonomie și mai largă, cât de largă, zic eu. Oare nu se bucură transnistrenii de o cel libertate de acțiune? Autonomia găgăuză este foarte bună. Cât de largă? Dacă au posibilitatea să învețe în limba lor, să-și deschidă școli, să aibă publicații în limba lor și așa mai departe și așa mai departe. Deci, cât de largă? Ei și așa transnistrenii nu vorbesc în limba statului a cărui denumire o poartă Republica, cum se numește? Autonomă Transnistria, moldovenească. Păi în ce proporții se vorbește acolo limba? Hai fi ea și moldovenească. În ce proporții se vorbește? Iată, avem acum problemele cu școlile românești din zona respectivă. Păi asta este atitudinea. Atitudinea lor, autorităților transnistrene, se vede în vis-a-vis de aceste școli cu predare în limba română. E un subiect tot mai serios și mai serios, care ia amploare din moment ce noi suntem deciși să mergem pe calea europeană și poate, în perspectiva cea mai apropiată urmează să fie ridicat, spuneam, regimul de vize. Poate acest lucru ar putea un pic să mai schimbe atitudinea cetățenilor, cel puțin, vis-a-vis de problemele existente. Politicienii sunt politicienii. Păi, așa este. Tocmai aici constă marea problemă, pentru că se face tot posibilul în acest moment ca să nu putem noi trece dincolo, să nu ne scape, să nu ne scape în cealaltă parte, adică să nu ne scape în Uniunea Europeană. De aceea există și vor mai exista presiuni și mai mari, probabil. De aceea trebuie să fim conștienți și intelectualii și oamenii de rând, cetățenii noștri, să încerce să disece lucrurile, să vadă, să înțeleagă că se întâmplă anumite lucruri și în spatele nostru, în culise, nu numai să nu ia în calcul și să nu vadă doar aparențele. Este momentul când putem spune că rolul, importanța asociațiilor de creație, uniunilor de creație a societății întregimea
breslei ziariștilor devine tot mai important și mai important. Este foarte important rolul nostru al intelectualilor. Din nou, a câta oară devine din nou foarte important. Întotdeauna a fost și din păcate iată că de 20 de ani încoace mai multe perioade când se mizează iarăși pe intelectualitate. Exact. Și în acest an, care este un an electoral, lumea așteaptă și societatea așteaptă să vadă care este poziția intelectualilor al Uniunilor de Creație. Spre regretul nostru, din diverse motive, în ultimul an și-au suspendat apariția câteva reviste valoroase de la noi, cum este Contrafort, Sud-Est Cultural, Semn, Limba Română. Trebuie să vă spun că Limba Română nu apare alături de revistele pe care le-am numit de mai bine de un an. Deci este o problemă în ceea ce privește menținerea... Este exact ce spuneați. Dacă nu există presiunea guvernării pentru a închide gura cuiva, vine o presiune economică. Da. Vine presiunea și cenzura economică. Cenzura economică, ați spus, da, exact. Ok, și atunci, iată, am ajuns și la ideea care ați enunțat-o anterior. Care este rolul intelectualilor, în cazul dat, poate al Uniunii Scriitorilor, la general, al oamenilor de artă, în acest an electoral? Pentru că eu revin la ideea de rolul acesta fiind foarte mare, lumea, cred eu, sunt convins că mai crede încă intelectualilor. Și de aceea și revin la această idee, constatăm încă o dată rolul foarte important al oamenilor de creație. Deci, Uniunea Scriitorilor și-a propus să revigoreze procesul de dialog cu cititorii, întâlnirile cu cititorii. În ultima vreme am avut un întreg program de acțiuni sub semnul dialogului cu cititorii, având ca partener strategic compania Molcel. Deci s-a derulat 2 ani consecutiv un proiect Molcel te ajută să-ți cunoști scriitorii și grupuri de scriitori s-au întâlnit cu cititori în biblioteci, școli, instituții superioare, cu cititorii noștri, cu oameni de diferite vârste și preocupări. Și în acest an dorim să intensificăm acest dialog cu cititorii, să avem cât mai multe întâlniri și, bineînțeles, că în cadrul acestor întâlniri vom discuta pe diverse probleme de cultură, de literatură, vom face și recitaluri poetice, vom prezenta și cărți, dar bineînțeles că vom vorbi și despre viața social-politică de la noi, despre ceea ce se întâmplă în societate, despre deschiderile noastre spre alte zone de cultură și civilizație și așa mai departe. Și în felul acesta cred că vom contribui în mod efectiv și la promovarea anumitor valori ce țin de programele partidelor politice. Vom veni în sprijinul partidelor politice. Putem spune că vocea intelectualității este auzită. Așa cum am spus anterior, mass media, în mare parte, Uniunile de Creație au fost acele care au opinat sau spus cuvântul puternic în susținerea revenirii forțelor democratice la putere. Iată, au trecut câțiva ani, s-au călcat pe greble de zeci de ori, au făcut o sumedenie de greșeli actuale guvernanți. Chiar anul 2013 a început prost de tot cu cazul Pădurea Domnească, a finalizat ok, bine, cu parafarea acestui acord la Vilnius. Cât de mult sau cât de tare este ascultată vocea intelectualității? Va urma aceeași atitudine care a fost și până acum față de Uniunea de Creație, față de ziariști?
Mă interesează chiar dacă e posibil să se schimbe mentalitatea guvernanților, atitudinea față de oamenii de creație, față de societate la general. Pentru că i-au votat, i-au adus la putere și, să fim sinceri, încă o să mai ajungem noi să discutăm, o să mai discutăm în alte emisiuni mai pendelete problemele existente, dar foarte multă lume încă este dezamăgită din actuala guvernanță. Multe încă lucruri trebuie făcute ca să fie diminuată această neîncredere. Ați spus aici o frază foarte, foarte adevărată și o frază ce vizează starea în care se află intelectualitatea noastră și uniunile de creație. Aș schimba atitudinea față de uniunile de creație. Ce se întâmplă la noi? Intelectualii, se știe, scriitorii, sunt buni numai în perioada de alegeri. Așa este și au contribuit în mare măsură la schimbarea societății noastre în anii 80-90. Și dacă astăzi există... În primul rând au contribuit. Așa este și lor li se datorează faptul că astăzi există o țară care se numește Republica Moldova. Scriitorii, intelectualii i-au dus la putere pe foarte mulți oameni politici de azi, de ieri și de azi. Unii dintre ei, bineînțeles că au uitat sau se fac a uita de acest lucru, așa încât uniunile de creație sunt astăzi neglijate sub foarte multe aspecte și mai ales sub aspect material, economic, sub aspectul existențial, dacă vreți. Există scriitori, oameni de cultură care o duc foarte greu și care nici nu-și poate manifesta întreaga energie în rezolvarea anumitor probleme sau în luarea unei atitudini față de anumite probleme din societate. Trebuie să vă spun că în calitatea mea de președinte al Uniunii Scriitorilor îmi vine foarte greu să dialoghez pe această temă și cu primăria Chișinăului și cu structurile guvernamentale. Peste tot este invocată starea de criză, criza economică prin care trecem noi astăzi. Ori, ce să vă spun, nu vreau să aduc anumite detalii sau unele detalii sau prea multe detalii în discuția noastră, dar să luăm scriitorii, Casa Scriitorilor. Știți că astăzi Casa Scriitorilor a ajuns în situația când nu avem posibilitatea să facem mici reparații. De 2 ani de zile curge acoperișul, tavanul, în sala de festivități. Apropo, acolo unde a început procesul de renaștere națională, o sală cu încărcătură, cu conotație istorică. M-am adresat în câteva rânduri primarului municipiului Chișinău și altor factori de decizie. Păi nu avem sprijinul nici al primăriei, nici al guvernului în acest sens. Poate să urmează scopul de a aduce în totală distrugere paragină și să fie privatizată. De ce? Asta e o obișnuință, a devenit o obișnuință astăzi. Da, poate că există pe undeva și o asemenea tendință, dar regret foarte mult faptul că, în primul rând, primăria municipiului Chișinău nu se implică... Ține de primăria municipiului, totuși, deci... Nu se implică în problemele uniunilor de creație. Și dacă acum câțiva ani, când era primar Serafim Urecheanu, oamenii de artă beneficiau de anumite facilități, de anumite ajutoare, în ultima perioadă nu se înregistrează din nefericire asemenea gesturi de caritate față de oamenii de creație. Iată că ar fi potrivit acum să vă întreb cum v-ați dori să fie anul 2014, ce ați lăsat în 2013 și cum ați vrea să evolueze lucrurile în 2014 pentru oamenii de creație.
dar și pentru întreaga societate, evident. Eu aș vrea pentru întreaga societate să rămânem fidel parcursului nostru european. Pentru că, încă o dată, este un proces complicat. Este un proces ce presupune mai mult efort, mai multă muncă, mai multă disciplină, mai multă responsabilitate, dar nu există altă alternativă. Numai urmând acest parcurs european vom putea și noi accede la valorile europene, la modelele europene de civilizație. Pentru Uniunile de Creație doresc tuturor oamenilor de creație, scriitorilor, artiștilor, pictorilor, tuturor medicilor, profesorilor cu care ne întâlnim adesea în deplasările noastre prin satele și orașele Republicii, multă sănătate și credință în idealul nostru, multă perseverență în ceea ce am pornit să facem. Pentru că noi avem calitatea asta a noastră, care este de multe ori persiflată, de a porni niște lucruri bune, dar ne opri la jumătate de cale. Deci nu avem acea forță și consecvență de a duce lucrurile la bun sfârșit. Deci asta aș dori tuturor conaționalilor noștri. Un an mai bun și iar oamenilor politici le-aș dori să încerce să evite sau, dacă nu se poate evita, să reducă din acele confruntări, să evite carnagiile preelectorale și electorale care au loc în ultima perioadă de timp, să nu și cheltuiască forțele în aceste lupte, până la urmă inutile, cu caracter electoral, din care nu iese nimeni învingător, ies numai și numai învinși. În tot cazul, omul de rând care așteaptă schimbări reale nu iese învingător niciodată din aceste confruntări. Anul acesta ne va oferi iarăși, zic, de nou șansa să facem o alegere. Evident că ne dorim foarte mult să-și continue activitatea forțelor democratice, dar așa cum am spus un pic mai sus, prea multe greșeli se fac, prea multe momente care lasă de gândit sunt cu adevărat acțiunile unora democrați sau nu. Și mi-am amintesc aici chiar de cazul acesta, din nou de cazul cu aceste televiziuni care au vrut unii să le excludă. Și dacă ați spus oricum că nu mai suntem pe baricade sau nu ne dorim să fim pe baricade, credeți că politicienii vor avea atâta înțelegere a lucrurilor încât să nu se bată, să nu fie acele situații care le-am trăit de atâtea ori și care ne-au displăcut întotdeauna? Eu am făcut acest apel, dar sunt pe deplin conștient că acest lucru este imposibil. Politicienii vor continua să se confrunte între ei, dar apelul meu îi cheamă la mai multă toleranță și la mai multă înțelepciune. Sunt conștient că nu este posibil să renunți la aceste confruntări electorale, preelectorale, dar la mai multă demnitate, verticalitate și înțelepciune. La asta mă refer eu. Intelectualii sunt sigur, se vor implica în acest an și la modul direct, cât mai direct, în miezul evenimentelor. Vom participa, după cum spuneam, și la întâlnirile cu electoratul, la întâlnirile cu cititorii. Vom găsi și alte metode, dacă vom lua atitudine
în legătură cu toate problemele din societate, așa cum am și făcut-o până acum. Vom face și conferințe de presă. Dacă va fi nevoie, vom ieși cu toată lumea și în stradă, dacă va fi nevoie. Deși nu aceasta este calea cea mai bună de acțiune, de a schimba lucrurile în societate, dar aș vrea ca cei care ne ascultă astăzi să știe că Uniunea Scriitorilor, Uniunea de Creație, intelectualitatea este alături de ei și cred că niciodată nu am trădat interesele și idealurile naționale, interesele și idealurile de viață ale acestui popor și de această dată vom fi și ne dorim să fim alături de ei, vom fi împreună. Confruntarea se așteaptă să fie una acerbă. Îmi dau seama bine de acest lucru. Eu aș vrea să încheiem emisiunea totuși pe o notă optimistă și să presupunem că apelul dumneavoastră va ajunge la înțelegerea politicienilor de care depinde foarte mult încrederea cetățenilor în viitorul european al Republicii Moldova, în viitorul democratic al țării noastre. Dragi prieteni, vreau să mulțumesc domnului Arcadie Suceveanu pentru participarea la această emisiune, iar dumneavoastră vă urez un weekend cât mai reușit și să nu pierdeți încrederea nici pentru un moment, pentru că este ceea ce ne ține permanent mintea trează, dar și speranța. La revedere!